Ordinul de protecție a fost emis pe o perioadă de 5 zile, bărbatul având totodată obligația de a păstra o distanță de 100 de metri față de concubina sa. Un bărbat de 40 de ani din municipiul Botoșani a fost evacuat din locuința comună cu concubina sa ca urmare a emiterii unui ordin de protecție provizoriu pentru faptul că a provocat scandal și a amenințat-o pe aceasta cu acte de violență. Dacă nu respectă obligațiile impuse prin ordinul de protecție provizoriu, bărbatul riscă ca față de el să fie dispusă o măsură privativă de libertate. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterei infracțiunii de amenințare sub forma violenței în familie, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale. Victima violenței în familie se poate adresa poliției pentru a depune o plângere, unei unități spitalicești pentru a primi îngrijiri medicale, medicului legist pentru a obține certificat medico-legal, Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a beneficia de servicii sociale complexe, mai ales în cazul în care sunt implicați copiii victimei. Săptămâna trecută, o femeie de 53 de ani din municipiul Botoșani a murit după ce a fost înjunghiată în zona gâtului de soțul ei, în momentul în care intra în scara blocului în care locuiește. Pe numele individului aflat acum în arest preventiv era emis un ordin de protecție. Din păcate, asta nu l-a împiedicat să ducă la capăt planul diabolic.